Membrii partidului Mișcarea Populară au luat la pas localitățile din Mehedinți pentru a afla care sunt nevoile cetățenilor. În decursul zilei de azi au fost printre oameni la Bala, unde au venit cu propuneri și soluții concrete pentru ca nivelul de trai al cetățenilor să se îmbunătățească considerabil. Cu campania electorală pentru alegerile parlamentare este în plină desfășurare, membrii partidului Mișcarea Populară au continuat șirul acțiunilor la Bala, un partid al valorilor și al echilibrului care dorește creșterea nivelului de trai al cetățenilor. Ramona Cupă, președintele PMP Mehedinți, susține candidații la alegerile parlamentare, respectiv Ion Cupă la Camera Deputaților și Florin Gagea la Senatul României. Strategiile celor doi candidați de a elimina pensiile speciale ale politicienilor, dar și de a reduce numărul de parlamentari sunt concrete și viabile. Pentru mine personal, întoarcerea la Bala este întoarcerea acasă, întoarcerea la tradiții și rădăcini. Venim în fața locuitorilor comunei Bala cu oameni care știu de ce vor să ajungă în Parlamentul României. Avem la Camera Deputaților pe domnul deputat Ion Cupă, un om cu o vastă experiență politică și profesională, și la Senat cu tânărul Florin Gagea, de asemenea un om cu o experiență profesională deosebită. Partidul Mișcarea Populară este singurul partid care și-a asumat public reducerea la 300 a numărului de parlamentari și eliminarea pensiilor speciale ale politicienilor. Rog toți locuitorii comunei Bala să aibă încredere în Partidul Mișcarea Populară, să voteze poziția 2 pe buletinul de vot. Mișcăm Bala spre un viitor mai bun. Oamenii apreciază atitudinea candidaților PMP, aceștia dând dovadă de interes și implicare în rezolvarea problemelor. Obiectivul Partidului Mișcarea Populară este să elimine pensiile speciale. Ce spuneți? Ce părere aveți? Păi ar fi foarte bine să le echilibreze cât de cât, când ieșim pensionari, suntem egali, nu mai muncim, nu mai suntem la interne, nu mai suntem procurori, nu mai suntem, nu milimetri, dar să nu fie atâta diferență. Păi cum s-a mărit acum cu 14%, ăia cu pensiile speciale a luat 3 pensii de ale mele. Cum să explică treaba asta? Așa e, asta e părerea mea. Dar de reducerea de parlamentari la 300 sunteți de acord? Sunt de acord întru totul și e păcat că nu s-a făcut până acum. Și să nu-și mai facă facilități cum își fac mereu un parlament. În general, nu vorbesc de un partid sau de altul. Să le ajunge, că au salarii, mulți sunt pensionari acolo. Și au și salarii, plus diurne, cu deplasări, cu, mă rog, șoferi, cu ce au ei acolo. Își mai fac și pensii speciale după 2-3 mandate, cum am văzut la televizor. Nu-s de acord cu treaba asta. Pe 6 decembrie mergeți la vot? Da, cu siguranță. Pe 6 decembrie noi vom susține pe domnul Ion Cupă, candidat la Camera Deputaților, și pe domnul Florin Gagea, candidat la Senatul României. Comuna Bala va fi alături de dumnealor. Unii noi în lumea politică, alții cu experiență în spate, candidații PMP Mehedinți la alegerile parlamentare sunt oameni dornici să se implice activ în îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor. Au reușit să transforme PMP Mehedinți în a treia forță politică în județul nostru.